Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt la Retegan, sunteți la Schimbă Perspectiva aici la Europa FM și astăzi vă invit să facem o călătorie într-o lume pe care cei mai mulți dintre noi abia o descoperim. Lumea asta există, oricât am vrea noi să facem abstracție de ea, deja ne schimbă viețile într-un fel pe care noi nu avem cum să-l controlăm. Și dacă până acum problema se punea tehnologia, device-urile, copiii, acum se pune problema, inteligența artificială, tot ceea ce se întâmplă cu branding-ul nostru astăzi, a venit la Europa FM, la Schimbă Perspectiva un om care a zis așa nu ne mai putem ascunde. În acest moment adevărul iese la suprafață de unde nici măcar nu ți-ai imaginat vreodată că ar putea să iasă. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Alex Cernătescu? Abia aștept să discut cu tine. Fericit că sunt aici. Măi, eu să știi că sunt bucuroasă că ai reușit să-ți faci program și să vii, dar sunt foarte emoționată pentru că e un domeniu complet necunoscut. Deci te rog, te pregătesc să nu te miri dacă vor fi întrebări deplasate, ușor idiote, întrebări, pentru că e o lume pe care eu nu o cunosc absolut deloc. Inteligența artificială, teamă naturală. Da? E, e, deci nu sunt uh, uh, ca special. Păi, nu. Din principiu, orice lucru nou uh, creează, nu, două tabere până la urmă. Mai, Alex, tu zici așa că toată uh, lumea trebuie să accepte că în momentul ăsta nu mai putem să ascundem adevărurile și că tot ce se întâmplă cu tehnologia și cu felul în care informațiile despre noi pot fi transmise, rostogolite și împrăștiate în online ne obligă să fim uh, um, nu neapărat curați, că e treaba noastră, dar transparenți când avem de ales. Absolut, absolut. Uh cred că în momentul de față, dacă vorbim de informație despre noi, personal branding-ul și felul în care abordăm construcția brandului personal în online e mai important ca niciodată. Cred că până la urmă, înainte să ne cunoască cineva în persoană, întotdeauna o să cunoască varianta noastră digitală și cred că e foarte important să controlăm și să construim corect această variantă digitală pentru că riscăm să nu se ajungă la noi în diferite contexte pentru că nu am construit-o corect. Să explic. Da, îți dau un exemplu foarte clar, să înțeleagă oamenii. Noi acum ieșim pe internet, pe TikTok, pe... și spunem tot ce fică mea mă ceartă într una Mama, dar de ce trebuie tu să șeruiești cu toată lumea o grămadă de lucruri? Trebuie să fii mult mai atentă, să ai grijă, politică corect. Și eu, bineînțeles, că mă cert cu ea și îi spun că nu e adevărat, că asta înseamnă lipsă de autenticitate și că. Și a zis, da, da, autentic nu înseamnă să fii neatent la ceea ce vorbești. Dincolo de neatenție, apare la un moment dat o știre, da, în toată presa online, dezvăluiri incendiare din viața sexuală, de viața intimă a Mirele Retegan. Deschid. Și acolo era un subtitlu. Mirela Retegan știe că poate cu farmec și cu uh, energie să cucerească orice bărbat. Deschid din nou și era un interviu pe care eu l-am dat acum 14 ani în revista Tango, în care Alice Năstase mă întreba cum era în liceu. Și eu zic, băi, eu tot timpul am avut probleme cu kilogramele. Nu am fost vreo frumusețe, dar cu farmec și cu energie am putut să fiu cu ce băiat mi-am dorit. Păi ce facem, Alex? Nu mai... Adică s-a luat o, o declarație de-a mea de acum 14 ani despre o poveste de acum 40 și s-a transformat într-o știre de astăzi. Astea sunt riscurile persoanelor publice. Și, în momentul în care avem o expunere mai mare și suntem prezenți, normal că se poate profita de lucrul ăsta. De asta e important. Numai publice? Că, dacă eu scriu pe Facebook la mine, nu o găsește inteligența artificială? Eu zic că, în continuare, riscul e mai mare pentru persoanele publice. De Acum. ce? Pentru că noi suntem într-o economie nu a banilor, nu a tehnologiei, culmea, nu... Uh, suntem într-o economie a atenției. Toată lumea se bate pe atenție, pe secunde. Secunde pe care ți le oferă cineva să citească despre tine. Pentru că dacă scria secrete din viața lui Vasilică Ion de nu știu unde, nobody clicked. Și dacă nu dădea lumea click, nu mai era interesant. Și atunci obiectivul pe care l avea persoana care a făcut chestia asta nu mai era atins. Deci, da, în pericol sunt persoanele publice și expuse, da, care reușesc să capăt, să atragă atenție. Atenția se traduce în clicuri și engagement, care fiecare are diferite obiective cu ele. Și probabil, dacă citeai mai departe felul în care au reinterpretat acolo, ai fi găsit și o reclamă dubioasă la cine știe ce cremă care nu știu cum îți schimbă puterea de atracție sau vreo tâmpenie de genul da, ăsta. Da, mai citi mai departe. au obiective. A, ah, ok. lucrurile nu sunt făcute așa, pur și simplu să trăiește cineva dimineața și, și, folosește lucrul ăsta. Deci uh, te poate folosi oricine, absolut. orice declarație dată, de în spațiu public poate fi folosită. Acum, uh, ideea în felul următor, sunt două considerente, unul evident moral și etic și unul legal. Uh, eu cred că o să trebuiască singura schimbare care o putem face să educăm și să ne educăm cu privire la cum să interpretăm dacă ceva este real sau nu. Pentru că, ok, în cazul ăsta ai citit, ai zâmbit și ai zis, Doamne, ferește și ai închis. Păi nu, că m-a sunat mama și mătușile. Păi da, dar în anumite situații, uite cum e folosită inteligența artificială să creeze ceea ce se numește deep fake, Pot să ia câteva secunde cu tine și cu vocea ta și să creeze întregi discuții, interviuri, afirmații. Și chestia e că, până la urmă, se demonstrează că nu erai tu. Problema da, e că, dacă un oamenii au încredere în tine Așa. și li se spune la sfârșit, eu, Mirela, vă spun să cumpărați chestia asta, o să cumpere o parte mare okay. și o să spună, păi mi-a zis Mirela. Înțelegi? Chiar dacă se demonstrează și, după. Și cum putem să ne protejăm? Momentan trebuie să vină din două părți. Una, dinspre consumatori, dinspre oamenii de acasă noi toți, Cei care ne ascultă da, în cei care ne asta. ascultă, trebuie să fie Să vadă în primul rând locul unde consumă acel conținut Adică dacă e într-o pagină oficială verificată de Facebook, Instagram sau orice alt canal să, con să vadă că e pus de tine pe pagina ta Să mai ceară o părere, două, poate dacă e o chestie sau o reclamă de-asta prea bună să o ratezi la modul Mirela dă 100 de mașini la 1000 de euro, știi? Dă clic aici și dă-ne cardul. E, dacă e o chestie genul ăsta să caute un pic, să vadă, adică să nu, nu tot ce zboare se mănâncă. Asta pe partea de educație. Eu, în general, recomand să ai măcar trei surse de informație, sigur. Deci acea informație pe care jurnalistul trebuia să o verifice din trei surse... Nu știi că era jurnalist, asta spun. Sunt copile atât de fidele. Na, da, să spunem că, uite, dau exemplu cu Europa FM, că suntem aici, da? Poate să facă, să zicem că ai europafm.ro, da, poate să ia Europa FM FM sau Europa sau poate să pună E minus Europa FM sau poate să pună Europa minus FM.com.net nu, nu stă nimeni să se uite aici este problema cu lipsa de educație a consumului de digital și de educație în online și ai dreptate și o să revenim la asta că de exemplu am, am avut la un moment dat foarte multe reclamații de la oameni care cumpărau bilete la și ziceau că sunt exagerat de scumpe, la noi biletul era 40 de lei și ele cumpărau de pe o, uh, un site unde erau 300. Dar eu n-am cum să controlez așa ceva. Păi, aici vreau să spun o odată e zona de educație și uh, ei trebuiau să se plângă înainte să-l cumpere, că dacă l-a cumpărat cu 300 și se plânge că a fost scump, e lipsă aici, de educație. Da. Dar, pe de altă parte, că noi acum vorbim de o problemă mai amplă. Spuneam că e vorba de educația consumatorului, care trebuie să se documenteze, că totuși pășim într-o lume nouă, trebuie să înțelegem cu ce se mănâncă și care sunt regulile. Dar și aici e un subiect foarte lung, trebuie găsite modalități de către marile companii de tehnologie să reglementeze lucrurile astea. Am avut ocazia să văd chiar acum două săptămâni la un eveniment de al grupului nostru la Bruxelles, Uh, într-o prezentare uh, al uh, unui domn de la Google, făcută exclusiv pentru noi, ce metode vor să uh, folosească să înceapă să detecteze fake -urile. Una dintre ele care mi-a plăcut foarte mult era, de exemplu, să pună un pixel uh, sau să pună pixel random în filmele generate cu AI. Lucru care ar ajuta platforma ca, în momentul în care se aplaudează fake-ul, să se prindă că e făcut cu AI și fie să marcheze lucrul ăsta, fie să-l interzică cu totul. Da, e, un, e o metodă să faci asta. Deja, când aplaudezi content pe anumite platforme, te întreabă: este făcut cu AI? și tu zici da sau nu. Hai să, ai, pentru cei care nu înțeleg, sunt mulți care zic ce e AI, probabil. Inteligența artificială este da. un program. Uh, ok. Inteligența artificială, în primul rând că e de prin anii 60-70, adică e cu noi dintotdeauna. Dar nu a avut atâta amploare ca până acum. Despre ce este vorba? Uh, cea mai populară formă de inteligență artificială acum, care e pe buzele tuturor, sunt aceste uh, large language models, da, cum e OpenAI cu ChatGPT, care e cel mai popular, dar mai sunt și încă câteva alternative. Ce fac aceste modele practic și de ce s-au popularizat atât de mult? Uh, în principiu, uh, sunt antrenați anumiți algoritmi pe o cantitate imensă de date, ceea ce uh, le face să răspundă foarte repede la anumite prompturi. Când, scrii în, când comunici cu un, un program sau o soluție inteligență artificială, când scrii acolo se numește, că, se numește prompt. Și tu, când cer prompturile astea, îți răspunde foarte repede cu uh, un feeling aproape uman. Că, de fapt, de aici s-a popularizat și a avut o adopție foarte mare, comparativ chiar cu rețelele sociale. De exemplu, dacă pe mine mă interesează problema de articulații la genunchi. Da. Și eu scriu acolo. Ce ar trebui să fac dacă mă doare genunchiul? Da. Primesc răspunsuri? Absolut, da, da. Și răspunsuri destul de bune. Ca un om. Da. Îmi răspunde de, da, da. ca și când mi-ar scrie cineva care cunoaște acest da. domeniu din toate da, punctele de vedere. Da, pentru că îți răspunde în numele tuturor care cunosc domeniul și au scris despre el pe internet adică îți culege informații și, da, de pe le-a cules deja, că e prea antrenat. asta e partea frumoasă uh -huh. deja le-a luat pe toate și când îți răspunde îți răspunde numele nu știu acum sunt date cu titlu de exemplu au un milion de doctori care au scris pe ultimii 50 de ani pe tema articulațiilor într-un Alea... anumit fel și îți extrage tot și îți arată cea mai bună soluție cum să te tratezi Păi asta înseamnă că inteligența artificială va înlocui foarte multe meserii Da E o întrebare foarte bună și într-adevăr stă în, pe, în mintea tuturor ca să spun așa. Eu zic tot timpul așa, inteligența artificială nu este aici să ia jumate din jobul și să-ți ia jumate din job. Ce înseamnă chestia asta? Ah, ce frumos. Da, Înseamnă că, de fapt, dacă înveți repede, cu ce se mănâncă și să o folosești, o să ți faci jobul mult mai bine și mai eficient. Și, practic, jumatea aia care o petreceai cei uh, cu tascuri repetitive și plictisitoare, o să fie folosită pentru strategie, creativitate și alte lucruri. Atenție, nu e valabil pentru toate joburile. Unele o să dispară de tot, dar nu neapărat că o să dispară, ci o să se modifice. De exemplu, ai un A, exemplu? call center. Okay. Deci există soluții acum în care nici nu-ți dai seama că vorbești cu inteligența artificială, pur și simplu îți rezolvă problema, îți creează etichetul, îți face follow-up, discută cu tine, chatboturi care pot să înlocuiască soluții de genul ăsta. Ah, am cumpărat niște bilete la niște concerte Mult, da. afară și am vorbit cu cineva, da. adică n-am vorbit cu nimeni. De. Deci multe, multe, deci sunt multe exemple de genul ăsta, da? care pot fi înlocuite de tot, lucru care nu e neapărat rău, că va permite și crearea de alte joburi. Exact. Dar, mai e o chestie pe care o spun tuturor și e importantă să o audă ascultătorii și privitorii noștri. Ei nu, noi, ei, noi, eu, tu, ei, toată lumea, noi nu trebuie să ne temem neapărat de inteligența artificială per se, ci să ne temem de cineva din domeniul nostru care știe să o folosească mai bine ca noi. Okay. Foarte important aspectul ăsta. Adică manifestarea inteligenței artificiale în momentul ăsta, care poate fi o amenințare, să spunem, pentru un job sau un business, este strict prin perspectiva unui competitor care o folosește mai repede și mai bine. Mare atenție. Este dacă noi în anumite domenii, nu știu, săpăm cu lingurița, cineva care folosește AI o să vină cu excavatorul. Excavator. E atât de simplu. Tu mai spui o chestie care mi-a rămas în minte că greșeala din cauza inteligenței artificiale nu mai poate fi ținut ascunsă. Asta e mai degrabă din cauza felului în care funcționează online-ul și din cauza, și mai bine zis, datorită, pentru că eu nu consider că e un lucru rău neapărat. De ce? Foarte multe lucruri fake sau neadevărate se expun mult mai repede. Cumva mi se pare foarte ok ca puterea de exprimare să fie dată oamenilor. Da? Noi să nu uităm că în ultimii 20 de ani, dacă vrei, noi venim dintr-o realitate în care se comunica într-o singură direcție, da. da? Făceam detergentul, spuneam că e cel mai bun pe TV, radio, outdoor și, toată și lumea e, a tot mă tăcea a din gură. Vedeai că e prost acasă și scriai o scrisoare, o trimiteai pe un poște și sperai să... da, și n-auzea decât mătușa. E, acum dacă e prost detergentul și nu face ce s-a promis crede 100 de grupuri de mămici, 700 de mii de like-uri pe Facebook, 50 de milioane de... Adică imediat iese la suprafață. Lucru care uh, schimbă și a schimbat deja în multe cazuri toată abordarea brandurilor, produselor, serviciilor, felului în care livrezi. Uite, să dau un exemplu dacă uh, sunt uh, nemulțumit apropo și aici e o altă discuție că mie mi se pare că noi românii ar trebui să fim mult mai vehemenți când suntem nemulțumiți și să învățăm pentru că încă suntem foarte în spate la capitolul plângeri corecte. Astfel poți tu să forțezi îmbunătățirea serviciilor. Nu ești mulțumit de hotelul din România unde ai fost? exprimă Că dacă zic și eu zic și tu zice și ăla, ăla o să facă mai bine sau se închide, ceea ce sau, nu e o problemă. Sau, sau măcar nu mai da. iau și alți Absolut, absolut. Și atunci vezi tu, cumva eu cred că lucrul ăsta e bun. Uh -huh. În extrema cealaltă Da. au fost și sunt situații în care oamenii pe nedrept sau pe motive personale sau retaliation pot să se apuce să cancel a brand sau a person pe nedrept. Și atunci trebuie din nou să ne întoarcem la care e realitatea, trei surse de informație. Eu, eu spun dintotdeauna, apropo de pasiunea mea pe, de pentru relațiile dintre părinți și copii că această generație a fiicei mele nu se mai poate ascunde dar eu le spun asta tot timpul părinților măi oameni buni, noi eram niște mincinoși noi ne duceam acasă le livram părinților ceea ce vreau să știe despre noi era în ghiocel și când ieșeam rupeam clanța și tata habar n-avea ce făceam eu în internat în cămin la uh, școală mama habar n-avea ce făceam eu în grupul meu de prieteni Astăzi, copiii nu-și mai permit asta. Pentru că, din două clicuri, noi putem să obținem toate informațiile toate de care avem nevoie. Școlile au aplicație, vezi ce a făcut în timp real. Al... Conturile personale ale tuturor celor da, din anturaj. Da. Că nu ai cum să spui, nu i-am cunoscut anturajul copilului meu. Nu există. Părinții nu mai au nicio scuză. Și tu mai spui o chestie care mi-a plăcut foarte tare. Că personal branding-ul corect trebuie obținut și în plan profesional, dar și în plan personal. Bineînțeles. Noi nu mai putem arde că suntem acei minunați la serviciu și acasă, de fapt, suntem niște oameni uh, dezagrabili. Da, nu funcționează. Mamă, mi-ai -mi dat vreo trei teme aici. Hai să le, să le unpack pe rând. Uh, prima. Uh, generația alfa, să-i spunem, care vine acum după z care sunt ăștia 7-8 ani, 10 ani, 9 ani, 5 ani. Ăștia uh, pe care încă îi mai da, controlăm da, un mult. Da, da, da. Dar fii atentă că ei vin, uh, vin din uh, o pandemie în care realitatea lor a fost exclusiv și socializarea prin ecran, se numește de iPad Generation, da? Pentru că, în principiu, ei au interacționat cu lumea reală din casă închiși prin iPad sau telefon. Acum, chestia asta pentru ei, Impactează foarte mult felul în care controlează relațiile pe care și le formează cu ceilalți, în care își îngrijesc brandul personal. Am foarte multe exemple pe tema asta pe care le-am văzut și sunt foarte interesante. De exemplu, ei, că nu știu să scrie, dar folosesc Google Voice, îi caută pe Google cu vocea ei, de exemplu, din nou pentru că unii la 3-4 ani încă nu știu să scrie, dar vor să știe o plantă, o floricică ce e fac poză cu telefonul și caută și li se arată ce plantă e adică sunt niște comportamente pe care ei le au în momentul ăsta care nouă ne definesc cum o să arate viitor uh -huh. hai să-ți mai dau un exemplu în care eu cred foarte mult da? noi, generația asta și Zetul inclusiv 25, să spunem 65. Eu general, dar bear with me. Noi ca să putem să ne bucurăm cu adevărat de ce ne oferă tehnologia în momentul ăsta, primul lucru înainte să învățăm trebuie să ne dezvățăm. Era un citat foarte frumos al lui Alvin Toffler, care un futurologist impresionant, care a zis așa: Secretul celor care o să aibă succes, așa este, mai întâi să unlearn și apoi să relearn ca să poată să creeze viitorul. Ceva în liniile astea era citatul. Care e mesajul? Și te întreb tine, că tu ar trebui să știi cel mai bine. Știm cine e generația care nu trebuie să se dezvețe de nimic să folosească inteligența artificială sau tehnologie. Copii. Exact. Și atunci e o chestie care o recomand oricui, mai ales în business, când discutăm de viitor, produse, strategie, cum să construim business -uri. Secretul e să te uiți ce fac ei cu tehnologia, pentru că de acolo poți să vezi care sunt trendurile. Nu ce fac eu sau tu sau ea care ne filmează aici, da? nu ce facem noi cu tehnologia, ci ce fac ei. Și acum hai să-ți dau un exemplu. Și pe mine m-a impresionat, am foarte multe. Uite, smart homes, da? case inteligente cu inteligență artificială și întreb un adult, da. 40 de ani, ce faci tu cu casa inteligentă? salvez curent, se sting luminile când plec, am programat-o să îmi dea drumul la aparatul de cafea. Bravo ție! Ce face fitul cu casa inteligentă? A programat casa. Dacă zice buhu, -uh, da, se flicăresc luminile și zice că e fantoma. Zice buhu -uh, și casa e vie și se poartă ca o fantomă. Sau ce au mai făcut? Au uh, gamificat, au folosit gamification cu casa inteligentă. Ce înseamnă asta? Și-au creat jocuri jocuri în care fugi repede și găsești lumina aprinsă uh, de pe etajul 2. Fugi repede, faci și mișcare. Am găsit-o, e aici, aude, bravo. Adică își da, singuri da, provocări. Da, și știi ce au mai făcut? Având parteneri, inteligență artificială. Da, da. Adultul, el nu s-a dezvățat. O, el, <laughs> el Pentru pe el e practic. o tehnologie de care ce se teme mi... că ia jobul. Da. Știi ce e pentru copil? pentru copil o amplificare a copilăriei și creativității. Un partener de S joacă. S sunt niște diferențe de la cer la pământ. Pentru unul e viitorul care e infinit, pentru altul e viitorul care îl sperie și îl limitează. Deci fii în viitorul care vine în momentul de publicitate, care ne și sperie și ne și limitează, dar ne și ajută să mergem mai departe. Așa că după ce ne întoarcem, mi-am dat seama că eu am intrat cu tine direct în discuții pentru că mă fascinează ceea ce povestești, fără să le spunem oamenilor că Câteva cuvinte despre tine, despre cum la 23 de ani tu ai făcut prima firmă. Vreau să aflu de unde această încredere în tine, fantastică, de unde această credință a ta că merită ca lumea să știe despre români și despre România prin tot ceea ce faci în momentul ăsta în zona de afaceri din America și din Asia unde tu activezi. Vreau să ne întoarcem un pic și la bucata asta că <coughs> sunt sigură că o să fie mai multe ediții în care să discutăm punctual dar ne întoarcem după publicitate ca să aflați mai multe despre invitatul meu de astăzi și cu siguranță că la sfârșitul ediției o să ziceți de câteva ori Aha, aha, Alex Cernătescu. Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Europa FM, schimbă perspectiva, eu sunt Mirela Retegan și am astăzi un invitat care ne plimbă așa prin, prin, viitor. Eu care am scris o carte, Alex, eu am scris o carte care se numește Astăzi aici, acum. Și pe mine mă sperie tot ceea ce îmi spui tu. Păi, da, nu ar trebui să te sperie, pentru că de întâmpla se întâmplă. Și e alt citat care îmi place mie foarte mult. Omul care își face griji pățește de două ori. Adică, oricum dacă îți faci griji, ai pățit deja o dată în mintea ta, ta și după aia dacă chiar se întâmplă și a doua oară. Nu mai bine nu ne facem griji și pățim o dată dacă e cazul. E normal să fie anxietăți, e normal să fie temeri. Orice schimbare aduce după sine teamă, dar în același timp aduce și foarte multe oportunități. Și vorbeam de cum e important să urmărim copiii în relație cu tehnologia și cum e important să învățăm de la ei de fapt potențialul real al lucrurilor care ne înconjoară și al minunilor. Mai e ceva. Gândește-te că ei ne tot background-ul nostru și ne urmărind evoluția prin care s-a ajuns aici. Dar noi am fost generații de sacrificiu din toate punctele ei de vedere. Ei sunt la firul ierbii curați? Pentru ei e magie. Pentru ei e magie. Și vreau să-ți mai spun ceva care pe mine m-a impresionat foarte mult și am văzut, am văzut la un moment dat tot pe partea asta de hai să vedem ce fac copiii cu tehnologia. Au folosit telefoane alu mami, alu tatăl, și fiecare telefon cu o soluție de AI generică au dat viață și au creat povești și au dat viața animalțelor de pluș și au creat povești singuri cu inteligență artificială care a, a creat niște lumi fantastice în care ursulețul de pluș nu mai era inanimat, da? îl chema într-un anumit fel, avea personalitate, vorbea, dar știi cu cine vorbea? Și cu pisicuța care era și ea în poveste, mami era super erou, efectiv... Te șochezi când vezi ce se întâmplă când pui imaginația de copil cu tehnologia nelimitată. Și este o șansă fantastică să vezi ce e în mintea copilului tău exact. prin ceea ce el reușește să Aici creeze. vreau să ajung... Vreau să mă duc un pic, să mă duc un pic la omul Alex Cianătescu, dar n-aș uh, rata ușa pe care mi-ai deschis-o și aș să-mi povestești cum a schimbat, Sofie, fetița ta, viața ta. Păi... Uh... Sincer, răspunsul e foarte simplu. Am început să învăț în mod accelerat și nu mai învățam așa de repede, se spune. A schimbat foarte mult, evident, că mă învață lucruri în fiecare zi. Asta e, de fapt, principalul. Cine seamănă? Nu, mă, nu mă trimite în direcția asta. Vom porni al 4-lea război A, mondial, da. Hai, nu. Hai, zi. Nu. Seamănă cu ea. <laughs> Ea seamănă cu ea pentru că e unică. Dar are uh, pasiunea ta pentru da. curiozitatea Da, da. Ta. tot, nu? Și pasiunea, și curiozitatea, și tot și deci, e deci e dragă incredibil. mama lui Sofie, sunt alături de tine uh, Pregătește-te că va, se va construi Uite, du-te în sufragerie și verifică dacă n început Se va construi un soclu pe care va sta tatii <gură> foarte mulți ani de zile că asta este nec, în casă cu fete tații sunt zei. Păi da, pentru că e și reciprocă că și, și fetița, fetița ei da, nu există discuție ceva mai important da, nu, nu, nu. și care să te emoționeze mai tare probabil. nu, 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 lași tot și ai prioritate ce frumos, hai să ne ducem la 23 de ani când tu ți-ai făcut prima <coughs> filmă braună cu fratele tău uh, da chiar uh, eram foarte tineri când ne-am când apucat de treabă și a întrebat o chestie care m-a emoționat un pic, ai zis de unde self-confidence-ul și încrederea și tot de la mama noastră, okay. care nu mai e printre noi de uh, o lună și ceva acum și uh, ne-a învățat că uh, nu există nicio limită și că putem să fim ce vrem și că putem să facem ce vrem și <coughs> de acolo uh, tot ce-a urmat. Știi? Și, uh, deci încrederea ați vine de acasă. Da. Eu te înțeleg perfect pentru că și eu am avut parte de ea. Și mama și tata mi-au suflat în aripi. Chit că n-au înțeles nimic din ce făceam, nimic, dar au stat acolo stâl lângă mine și au avut încredere că fac ceea ce trebuie, chiar dacă nu era ceea ce s-au gândit ei că aș putea să fac vreodată. Pentru că nu te-ai născut să fii perfect, ci te-ai născut să fii fericit. Exact. Da, da, sunt foarte puțini părinți care îndrăznesc să crească copii pentru a fi sănătoși și fericiți. Din de păcate, presiune pe ei. Din păcate, da, sunt foarte puțini achievers și oameni de succes. Tocmai de aia. Zici tu că sunt puțini oameni de succes? Nu observi? În general nu-și exprimă părerile. Dintre cei mai talentați și smart oameni pe care îi cunosc preferă să tacă și să accepte tot felul de mizerii la... Deci ai zis smart, oameni deștepți, da. dar care tac. Inteligența nu e, aceeași, nu e același lucru cu curajul. Da? Am foarte multe lucruri de povestit de genul ăsta, ba din potrivă, Curajul de este... Deci de inteligența nu e același lucru cu curajul, corect, și mai ai încă una pe care o uh, spui foarte des, fericirea nu e același lucru cu succesul. Absolut. Sunt în lumi total diferite. Și mm -hmm. îți spun și de ce. Uh, Succesul este direct legat cu sacrificiu. Este un lucru foarte știut, da? Uită-te la sportivii de performanță, cât sacrifică oamenii să facă performanță. Uită-te la artiști, cât, cât sacrifică să facă performanță. Uită-te la toată lumea care uh, e în topuri, cât sacrifică. Ori sacrificiul ăla poți să-l traduci în timp, în lucruri, dar cel mai mult îl traduci în fericire, da? Și atunci... Uh, tot timpul eu consider că trebuie să ai o balanță foarte clară în care pui și succesul și fericirea. Rare ori sunt același lucru, cele două. Fericirea presupune să prioritizezi drumul tău prin viață, să zâmbești mai mult decât să te încrunți, să dormi, să te trezești de mai puține ori cu alarmă, decât să pui alarmă, tot felul de lucruri de genul ăsta. Pe de altă parte, evident că trebuie să evoluăm, să aducem valoare în lume, și crezul meu este că trebuie să lași lumea mai bună decât ai găsit-o. Hai să spunem un pic cu ce te ocupi tu, fără să spunem nume de firmă, ca să nu, da, nu uh, că... avem probleme, <coughs> ca să înțeleagă oamenii exact, în măsura în care poți să. Păi sunt. Definești. în primul rând, antreprenor, adică fac chestia asta de când mă știu. Uh, în multe feluri, în multe țări, din fericire am avut oportunitatea să călătoresc până acum în peste 46 de țări și să facturez în câteva zeci de țări, în sensul că să facturez, în sensul că să fac business acolo, așa îi spunem noi. și pentru mine cel mai mult am învățat lucrând și călătorind în în toate culturile astea diferite, în toate țările astea diferite. Uh, separat, am o pasiune foarte mare pentru zona asta de educație, pentru că viața mea mi-a arătat că atâta timp cât știi ce faci și ai ceva în cap, poți să depășești de orice. Și atunci mi se pare că cea mai bună armă cu care poți să echipezi pe oricine este educația, inteligența și înțelepciunea, că sunt foarte diferite și astea între ele. Și cred mult în educație, de asta și predau în cadrul mai multor programe de MBA și mă implic în foarte multe programe educaționale, mai ales cu focus pe antreprenori. Pentru că unul din crezurile mele principale este că antreprenoriatul este cel mai important lucru pe care oricine ar trebui să-l încerce măcar o dată în viață. Că vinde o limonadă în fața casei sau că faci o companie de multe zeci de milioane de euro. It doesn't matter. Este șansa prin care mâine poți să ai mai mult sau mâine poți să pierzi tot. Corect, dar 100% o să crești ca om făcând asta, asumându-ți riscuri. Ai pierdut uh, vreodată? Da, cum mult? să nu? Foarte mult. Ce înseamnă? Foarte mult. Oh, oh. Mult, nu știu, milioane. Da, milioane de, euro. de da, euro. Da, 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 bineînțeles. Oh. Și mi este să faci la loc plus încă ceva peste. Dacă spune cineva că nu a pierdut în antreprenoriat, minte, nu există. Așa ceva. Uite, mi-a plăcut o declarație de a ta. să fii destul de umil, să pierzi tot, dar și destul de arogant să știi că le poți face la loc. 100%. Aici e de fapt cheia. dar da, aroganța asta, de fapt, nu e aroganță. Self-confidence, da. În tine. Dar tu spui corect aici, pentru că foarte mulți o consideră aroganță. În momentul în care eu vin și spun, mie nu-mi e frică, știu sigur pe ce mă bazez, tot, toate instrumentele sunt în mine. Pot să pierd tot ce am în momentul ăsta, material, fizic, că eu cu ce am în cap și în suflet și în credință, eu le fac din nou. Corect, dar. Și percepe... ce? Ești arogantă. Păi, și de ce? Pentru că lumea se trigăruiește, da? că tu, de fapt, funcționezi ca o oglindă, din păcate sau de din de. fericire. Asta te și ajută foarte bine să-ți definești și cercul de prieteni. Eu mai spun o chestie că ești media celor cinci prieteni pe care ai și cu care petreci mai mult timp. Ori dacă tu cu oamenii ăștia tot timpul discuți despre meciul de fotbal, semințe sau ce bere să bei sau... Aia o să fie și viitorul tău și ai supa în care vei funcționa și acolo ți se va defini succesul. La fel e foarte importantă reacția celor din jurul tău cu privire la ambiție, succes și dimensiunea viselor. Uite, îți mai spun o chestie. Eu nu judec pe nimeni, mă cunoști deja destul de bine, ai văzut, sunt foarte open, deschis, iubesc pe toată lumea, iubesc viața, iubesc oamenii. În schimb, dacă ar fi să judec pe cineva după ceva vreodată în lumea asta, ar fi după un singur lucru. Dimensiunea viselor pe care le are. Nu că judec, dar asta mă va face să te sun din nou să vorbim sau să nu mai apar. Da? Dimensiunea viselor îți spune foarte multe despre un om. Foarte multe. Adică, îți spune cine e, cum e, care e nivelul, care-i părerea pe care o are despre el. Eu am pierdut foarte mulți oameni din cauza asta. Nu, ai câștigat spațiu pentru unii noi. <laughs> e... Deci, sunt foarte mulți oameni care, unul, au plecat spunându-mi nu-ți pot duce atâta fericire. Că tu găsești o soluție în orice, nimic nu e atât de grav, suntem în viață, suntem sănătoși, și ok, e un preț bun ăsta pe care îl plătim prin pierderea asta, să mergem mai departe, să ne vedem de treabă și apoi îți pot spune visele mele până în ultima zi a vieții. Aș putea să stau liniștită că am ce să fac. Păi nu foarte multă lume poate să ducă chestia asta și spun și de ce. De ce? Pentru că oamenii în general au reflexul de a-și crea scuze. Nu pot, că n-am avut noroc, nu m-am născut în țara care trebuie, n-am avut bani, n-am avut de niciunele, ei au furat, ei au furat. așa face omul și stă în viața lui acolo și stă și înjură șeful și nu, practic asta e tot și sunt frustrați și oricum le știu pe toate, dar nu fac nimic. În momentul în care cineva din grupul de prieteni vine și spune, bă, am început un business sau vreau să fac aia sau știi ce, m-am plictisit de viața asta, vreau mai mult și începe să facă mișcări, în momentul ăla Li se arată celor care nu vor să facă poate. efortul că se poate și atunci îi pun în situația în care li se fuge pe unul de sub, fuge pe unul de sub picioare pentru că, oh, aoleu, deci nu e nicio scuză că și el a plecat de unde am plecat eu și face. Și în momentul ăla reacția evidentă este să lovești pe ăla, să dai în el, să vorbești urât, dar să... De asta și observi uite și în online când vine cineva și spune ceva, cât hate este acolo, adică practic în loc să vadă mesajele pe care le spui sau așa să treacă pe lângă, oamenii Consideră tot felul de lucruri să le spună, să-și verse frustrările, dar nu e niciodată despre tine, e despre ei. Mare pe mine, atenție! Pe mine m-a impresionat foarte tare să întâlnesc. Noi facem multe spectacole în diasporă și am bătut diaspora românească din nordul Suediei până în sudul Spaniei peste 10.000 de români în fiecare an uh, un... am dedicat, pentru că financiar nu... tu o să mă cerți pentru că uh, uh, nu traduc în cifre foarte multe lucruri. Nu te cerți, că traducem în fericire și traduc... succesul nu e egal cu fericire. Exact. Uh, uh, o dată pe lună eu încerc să mă duc uh, din toamnă până în primăvară într-o diasporă românească. Costurile sunt foarte mari, biletele sunt atât cât se poate și eu îmi doresc să vină românii cu copiii acolo, nu o fac pentru bani. Dar sunt foarte mulți români care vin și spun să știți că mă întorc acasă. Pentru că mă uit la dumneavoastră și văd că se poate. Se poate în România să construiești un business din ceea ce îți place cel mai mult să faci, să-ți păstrezi entuziasmul. Eu am zurli de 18 ani, adică nu e un accident. În, 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 zona de business românesc și mi se pare foarte drăguț să fiu un exemplu pentru oamenii ăștia care caută genul ăsta de modele. Este un lucru extraordinar când poți să impactezi și să influențezi și să ajuți oamenii să iasă din cochilie și să aducă valoare pe care pot să o aducă celor din jurul lor și lumii și societății. E altă vorbă care mie îmi place foarte mult să încerc să o sintetizez. <coughs> și, și cumva m-a trezit cineva, mi-a spus la un moment dat, am multe povești de genul ăsta și eu, și mi-am dat seama că momentul ăla în care n-ai cedat, de fapt, a inspirat pe altul să continue. Și nici nu știi de el. Știi? Și uh, ideea e că cu cât ești mai expus, da? cu atât realizezi că ai o datorie morală mai presus de orice ca aia 1 2 care dau din coate vor o schimbare vor mai mult mai bine și sunt dispuși să facă efortul, te văd ca pe un exemplu pe care poate nu l-au lângă momentul ăla dar l-au ceva mai departe prin tine de asta e important să înțelegem uh, impactul pe care l-au uh, oamenii cu vizibilitate și influență asupra societății și nu e o chestie cu care să ne jucăm sau să, uh, cum să spun eu ție, să o comercializăm și să avem grijă, da că sunt niște suflete și ea. să știi că de foarte multe ori m-am gândit, eu mă duc acum și apăs butonul de YouTube, Zurli, și îl închid. Când avea, am avut criză din asta de hate și de oameni care doar comentează lucruri uh, neplăcute, am zis, da de ce să mă chinui? Că eu n-am nevoie. Că eu am un copil cu care pot să construiesc lucruri frumoase sunt un om creativ pot să fac o grămadă de lucruri mă duc acum și Ap, eu, eu doar atât ar trebui apas butonul și am închis YouTube-ul și 3 milioane de abonați, la revedere și gata, închid tot și plec și mă cobor din firmă mi s-a întâmplat foarte de curând cobor din firmă și pe stradă în fața firmei ca să vezi cum nu te lasă Dumnezeu mă oprește o mamă și îmi zice, doamna Mirela vreau doar să știți că datorită filmului de pe youtube dumneavoastră copilul meu și-a făcut citostaticele și datorită filmulețelor noi am trecut prin perioada în care am stat la fundem la oncopediatrie și nici nu vă puteți imagina ce înseamnă pentru noi ce faceți noastră m-am apoi în film am început să plâng și nu mai închid niciun buton și nu mă mai interesează nicio părere și un comentariu negativ unu din asta, dacă există, înseamnă că merită să mă duc mai departe. 100%. 100%. Și îți mai spun o chestie pe care, în care eu cred foarte mult. Uh, ura și hate-ul vine întotdeauna de jos, în sus. Niciodată nu o să vină de sus în jos sau de la egal. Ține minte ce spun. Și uite-te în spate și, și judecă puțin chestia asta. Cine e ca tine sau peste tine, o să te aprecieze și o să zică bravo mă, hai, hai că poți, hai că poți bravo ție, uite, hai să ne ajutăm hai să ne inspirăm, hai să facem pentru că aia sunt genul de oameni care înțeleg sacrificiile și efortul să construiești ceva cei care aruncă cu ură sau uh, își varsă frustrările mai ales în online unde sunt safe da? că în față, în față, niciodată dar tot timpul online, acolo la comentariu se întâmplă toată, toată magia ei bine, aia întotdeauna uh, o să vorbească dintr-o, cum să zic eu dintr-o poziție în care ei știu foarte clar că nu o să poată să facă ce faci tu. Înțelegi? Mm -hmm. Și atunci întotdeauna ține minte ce spun. Hei, tu vine de jos în sus. Și ce acționează? Invidia? Sincer, Nepritința? sincer eu cred, da, din nou, nu, nu prea bag în seamă sau dau atenție lucrurilor astea, dar eu cred că de fapt câteodată când faci ce trebuie și ți să funcționezi ca o oglindă. Și funcționezi ca o oglindă și zici, bă, uite, că tu 10 weekenduri la rând te-ai plâns și ai băut și ai petrecut și eu 10 weekenduri la rând am muncit la visul meu. Acum când tragem linie, eu sunt păroate cu proiectul și merge, tu ești în continuare alungi pe la weekend pregătit să bei și să înjuri. Adică, cumva, hai să un exemplu random, da? dar cred că, de fapt, nu e bine să eu niciodată nu răspund la chestiile astea și nu recomand nimănui să răspundă și spun și de ce nu e despre tine mesajul niciodată n-a fost despre tine Mirela că ai făcut tu greșit este numai și numai despre cei care scriu și ei făcând chestia asta nu fac decât să arate anumite probleme interioare foarte mari sufletești, desincronizare cu visele, disonanță pe diferite feluri, adică acolo e de fapt problema reală și eu consider că de fapt uh, oricine dacă înțelege că poate folosi, uite ai zis un cuvânt interesant, invidia noi mai e o chestie care uh, am auzit-o din multe locuri și am auzit-o și face to face de vreo două ori în diferite forme, o să încerc să o sintetizez lucrând foarte mult cu străinii, mai ales cu americanii, mi s-a spus o vorbă. Orice român unul la unul ne bate. Orice 100 de americani bat 100 de români. Instant. Chiar dacă toți ei unul la unul ne bat. Așa. Uh, ce crezi că înseamnă chestia asta? Că noi decât să colaborăm și să mm. câștigăm împreună, preferăm să pierdă fiecare și să stăm liniștiți. Ah, n-am făcut nici nu n-am făcut nicio. Bravo! americanii. da, și mai deschidem o bere. Adună da. toate uh, plusurile și aturile da. din fiecare. Da. Și împart câștigul. Aici e o problemă foarte mare. Deci noi preferăm da. să nu câștige nimeni decât Absolut. să câștige cineva mai mult. Da. Nu vreau să generalizez. Atenție, da, 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 uh, da. nu vreau să generalizăm. Dar o mare parte, din păcate, folosesc invidia negativ. Hai să-ți povestesc ceva. Eu, când văd că face cineva mai mult ca mine, mă duc și îl întreb, Bă, cum ai făcut, vreau și eu, te rog, spune unde greșesc. Și am făcut asta de-a lungul timpului, m-am dus și am bătut la ușă. Nu te supăra, dragă competitor direct, te rog, învață-mă că mai ai bătut de trei ori la rând, boss, ai need to know, ești super tare. M-am dus la oameni, am zis să român, învață-mă și pe mine. Înțelegi? Adică am vrut și eu și zim -mi și mie cum să fac și continuă să faci, că poate până fac eu la nivelul totului și mai sus și vin și te E, invidia trebuie folosită corect. Pe de altă parte, să mai că te duci, ah, are ăla, hai să naibă. Păi prefer, preferă să nu avem toți, e cu capra vecinului, este incredibilă chestia asta și mă, mă depășește. Eu mi-am creat o poveste, că eu sunt cu poveștile, uite, avem aici am adus pentru Sofie și jocul și cartea și uh, dincolo de parenting și invit pe cei care ne urmăresc să intrăm pe Miralare Retegan Oficial și să răspundă în acest moment la o întrebare foarte simplă. Ce făceau ei la 23 de ani? Sunt foarte curioasă apropo de uh, ascultătorii noștri și de momentul în care tu te-ai apucat de făcut business și acum faci milioane cu americanii și cu Asia Uite, aceasta este o invidie pozitivă. Învață-mă și pe mine, Alex. Cum ai făcut tu? Păi, ideea următoare. Primul lucru. Așa. Niciodată nu poți să faci nimic singur. Okay. Atenție, primul lucru dacă ar fi să zic cuiva, nu există singur, da? Am început compania asta cu, cu fratele meu, am lucrat împreună ca o echipă am atras alți oameni lângă noi și am făcut în echipă mai mult acum facem parte dintr-un grup foarte mare am creat acest joint venture o echipă și mai mare nimeni nu face nimic singur deci asociați da, de. găsește partenerii parteneri. potriviți da, pentru Așa. că uh, succesul adevărat e făcut în echipă cine spune că a făcut singur minte crede-mă da? Toată experiența mea așa mi-a demonstrat. Deci, în primul rând, echipa, partenerii, oamenii de lângă tine, ăia uh, te ajută să crești exponențial și așa mai departe. Uh, aici vin, mă întorc puțin la, cum să zic eu, într-un mod foarte plastic, așa. Visul meu a fost întotdeauna, bun. eu nu visez, să vin eu să parchez nu știu ce mașină singur și tot să se uite. Eu visez să venim 20 cu același tip de mașină să parcăm împreună sau 100. Ai înțeles? Sau toată lumea să câștige. Că atunci îți dai seama. Da? Pe de altă parte, din păcate, majoritatea vor să facă singuri și atunci au 100% din ceva foarte mic și irelevant uh -huh. irrelevant decât să aibă mai puțin din ceva foarte mare. Și asta nu o să o schimbe generația asta noastră, din păcate. Poate următoarele. Apoi mai e un lucru foarte important, Uh, și ăsta e un citat uh, care o să-l dau din, uh, un, dintr-un om care respect foarte mult și o să și uh, ia, o să lansez în curând un podcast cu el. Uh, uh, care a spus uh, un lucru simplu care îl dau tuturor. Uh, start Turkish, finish German. Ce înseamnă chestia asta? Dacă stai prea mult pe gânduri, o să ți distrugi și o să elimini orice om idee, da. Uh -huh. Apucă-te cum poți și dă drumul la treabă și vezi după parcurs cum uh, faci lucrurile și le îmbunătățești. Asta, nu, asta Atenție, cu ideea tot timpul de a aduce valoare și de a livra. Atâta timp cât inima ta e în locul care trebuie și vrei să faci treabă, apucă-te da? și vezi pe parcurs. Nimeni nu are toate răspunsurile din prima. Uh, asta cu am făcut planul perfect de business și apoi am apăsat pe un buton și s-a implementat, nu există. Mai e o vorbă care îmi place și am învățat-o. Spune. Planificarea e modulul dumnezeu de a râde de tine. Și da? deci nu există asta cu planificare. Evident că planifici cât de cât, așteaptă-te tot timpul, să fii agil. Eu planific o vară plină, așa că te aștept în primul weekend din august să la Cluj la un festival. Dar până atunci îți mulțumesc foarte tare că ai fost astăzi aici le urez tuturor celor care ne ascultă să aibă încredere în visele lor și să mai asculte încă o dată că o găsesc și în Spotify și pe uh, YouTube uh, emisiunea să-și mai noteze acolo câteva lucruri pe care le-ai spus tu Alex și abia aștept să ne revedem pentru că sunt sigură că foarte multe lucruri au rămas nespuse Cu siguranță îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru invitație și vreau și eu să las un singur mesaj ascultătorilor Haideți să lucrăm împreună mai bine, că doar împreună putem să facem mai mult. Frumos mesajul, eu sunt Mirela Retegan și împreună, schimbând perspectiva, aici la Europa FM, în fiecare duminică, ne dăm seama că lucrurile pot fi făcute și altfel. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan, la Europa FM.